bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu Neculae Onțanu, fostul și viitorul primar al sectorului 2 din București. Domnule Onțanu, ați revenit, ați reintrat în cursă. Ne aducem aminte, ați condus sectorul 2 mandate bune. De ce v-ați întors? De ce... Da, o întrebare foarte... Ați revenit pe terenul de joc. Da. Încă de anul trecut nu era zi în care să nu mă întâlnesc cu oamenii și care să înceară aproape la modul imperativ. Domnule primar, reveniți la primăria sectorului 2, că oamenii aceștia care conduc acum primăria n-au mai făcut nimic în sector, ba mai mult decât atât, au și stricat lucrurile bune pe care dumneavoastră le-ați făcut. Și la insistențele repetate ale oamenilor și colegilor am făcut acest pas, pentru că și pe mine mă interesează ca sectorul în care locuiesc, sectorul în care am lucrat mulți ani, nu să arate bine, adică lucrurile bune să nu fie stricate și să promovăm în continuare proiecte importante care să facă viața oamenilor mai bună și în siguranță. Acesta a fost motivul principal pentru care am zis, da, hai să o luăm de la capăt, să reluăm proiectele bune care le-am făcut pentru locuitorii sectorului 2 și la care să adăugăm alte proiecte importante. Din păcate, actuala conducere a primăriei sectorului 2 în ultimii 4 ani nu am mai făcut aproape nimic. Este îndeopște cunoscut, iar oamenii văd acest lucru. Mai ales necunoscut. Să știți că avem probleme în presă, cum îl cheamă primarul de la sectorul 2. Deci dacă apare un breaking news, nu știu, se întâmplă ceva, nu știe lumea cine a fost în acești 4 ani. Așa este. Din păcate, primarul de la 2. Așa este. Din păcate. Eu zic că avea, adică, o zestre... Bun, noi vorbim de presa generală, de presa națională, poate că pe plan local, acolo, oamenii l-or fi văzut. Da. Și mie mi-au spus foarte mulți oameni, s-au întrebat, dom'le, dar totuși, cine este astăzi primarul sectorului 2? Plecase cu o zestre foarte bună pentru sectorul 2, pentru că lăsasem proiectele importante, lăsasem aproape sectorul la cheie. În primul rând, finalizasem aproape 700 de străzi pe care le-am găsit în anul 2000 la nivel de piatră, de râu și pământ. Și a trebuit să facem investiții foarte mari și tehnice, da, și financiare, ca să introducem toate rețelele de edilitare, mă refer la apă, canal, gaze, telefonie și multe altele, inclusiv infrastructura rutieră. Vorbesc, iată, de cartiere cum sunt cartierul Andronache, cartierul Creangă, cartierul Teitoboc, Plumbuita. Era un oraș doar cu numele, să zicem, era sau doar un oraș pe hartă. Cu numele era și erau parcă... mai degrabă spre zona rurală, să spun. Da, exact, exact. Avea trăsături preponderent rurale. Și aceasta era marea problemă pe care și provocare pe care am avut-o la momentul respectiv, pentru că din aceste cartiere oamenii ieșeau din case cu cismele, mai ales când ploua, când era noroi, și își luau pantofii la, eu știu, când intrau pe șoseaua Pantelimon sau pe șoseaua Colentina și mai departe. Am rezolvat această problemă și sectorul 2 era în anul 2016 singurul sector din București care aveau finalizate toate aceste rețele de apă, canalizare, gaze, telefonie și mai departe. Deci vorbeam de un sector din capitală, nu? Și noi spunem capitala României, capitală europeană. Trebuia să rezolvăm aceste probleme minime pentru confortul locuitorilor noștri. În același timp, o altă temă importantă pe care am avut-o a fost infrastructura educațională. Sectorul 2 are cele mai multe unități de învățământ din București. Și este un lucru foarte bun. Are cele mai multe școli, cele mai multe grădinițe și, de asemenea, colegii naționale de mare prestigiu.
A trebuit să investim de asemenea foarte mult și am și extins spații de cursuri, cum ar fi, de exemplu, la Colegiul Național Iulia Hașdău, unde am făcut o aripă întreagă a colegiului. Dar nu are cea mai mare populație, cel mai mare număr de locuitori? Nu, este al treilea ca mărime, ca număr de locuitori. Sectorul 3, 6 și după care sectorul 2. Și atunci 2. Cum s-a întâmplat să aibă cele mai multe școli, licee? Este o zestre pe care sectorul 2 o are, o zestre foarte bună și e important lucrul acesta. Și rezultatele elevilor, rezultatele muncii cadrelor didactice, nu s-au văzut în permanență în topul în care se găsesc unitățile de învățământ din perspectiva rezultatelor elevilor, ceea ce este un lucru esențial. Am investit, deci în fiecare an noi reabilitam toate unitățile de învățământ, de asemenea modernizam și dotam cu aparatură modernă toate unitățile de învățământ și iată că lucrul acesta cam a fost abandonat în ultima perioadă, de aceea apar și aceste probleme legate de modul în care învață copiii astăzi. Aici, pe lângă infrastructura educațională, noi am avut de asemenea o temă importantă ca să modernizăm rețeaua comercială. După cum știți, am construit o nouă piață Obor. Este o piață modernă, este o piață foarte bună, unde vin foarte mulți cetățeni din tot Bucureștiul. Mai ales că în zonă s-au cam închis activitatea industrială. De o parte și de alta, piața Obor era plin de fabrici, erau fostele ateliere, fabrici, mecanică fină, averse, pompa de pompe și de asemenea plastul, da, mase plastice. Și am făcut această piață modernă în care și prețurile sunt acceptabile, în sensul că sunt mai mici decât sunt în celelalte piețe. Avem în prezent o anumită problemă aici, pentru că această piață a fost ocupată, din păcate, de mulți speculanți, samsari, iar obiectivul meu pentru perioada imediat următoare după alegeri este să elimin tot ce înseamnă acești speculanți care au preluat practic foarte multe spații și zone din piața Obor. Și voi face lucrul acesta repede, pentru că atunci când am înființat piața Obor, am adus din jurul Bucureștiului, i-am invitat în prima dată pe primarii din jurul Bucureștiului și le-am spus, iată, construim o nouă piață aici. Oamenii pe care îi aveți dumneavoastră în comunele pe care le conduceți, aveți producători, aveți și mai departe. Uite, vă acordăm pentru fiecare primărie, pentru fiecare localitate, spații în care să vă invitați țăranii, să invitați producătorii să vină. S-au schimbat puțin lucrurile în negativ și vreau să rezolv problema asta. Le-au ocupat tarabele? Ocupat, sau cum? Da, tot felul de intermediari, tot felul de speculanți care încearcă să mențină prețurile la un nivel ridicat. Asta putea fi verificat, pentru că trebuie să arăți unde ai produs, trebuie să ai certificat de producător. Trebuie să ai certificat de producător. Mai greu pe balcon, foarte, foarte sigur, greu în subsol. Iar eu, când am înființat piața Obor, am pus și mare un panou acolo, scris cu cât se poate de mare și vizibil, că toți cei care au sesizări în legătură cu cei care vând acolo, am dat un număr de la telefon de la primărie și intervenea imediat poliția locală, intervenea de îndată poliția locală și elimina unii oameni care n-aveau nicio legătură cu un comerț civilizat și de asemenea. Sigur, sunt multe proiecte. Un proiect, poate cel mai, dintre cele mai importante, se referă la reabilitarea termică a blocurilor. Acest proiect este important din două perspective. În primul rând pentru oameni, pentru că oamenii plătesc aproximativ cu 40% mai puțin factura la încălzire pe timp de iarnă și în același timp el este finanțat prin banii europeni. Comisia Europeană a adoptat și recent
un program important pe mediu, Green Deal-ul, prin care finanțează proiectele care au ca scop diminuarea efectului de seră. Deci se încadrează perfect aici și sunt proiecte finanțabile. Vreau să vă întreb ce alte proiecte europene dar aici ați să realizat, numai, ce numai alte proiecte aveți în vedere, dar da. Apropo de această reabilitare termică, o problemă este lipsa centralelor de cogenerare, de centralelor electrice. Practic, agentul termic vine în sectorul 2 de la mare distanță. Așa este. Și, și e și lung. Așa este. Pierderile sunt foarte mari pe traseu. Pierderi pe care, până la urmă, le plătesc oamenii. Eu am reabilitat termic peste 1000 de blocuri, am lăsat 650 de blocuri cu documentațiile gata pregătite. Actuala conducere a pornit lucrările la vreo 30. Am fost și astăzi în cartierul Baicului și am văzut câteva blocuri. Ne-au cerut oamenii să venim să vedem și să reîncepem imediat programul de reabilitare. Deci 4 ani s-au pornit reabilitat la 30 de ori mai puține. Da, s-au pornit 30 de blocuri, la vreo 20 de blocuri lucrările sunt abandonate, schelele pe blocuri, iar oamenii sunt temători pentru că pe aceste schele pot și azi. Să urce hoții, sigur. Să urce răufăcători. Și au și fost cazuri de acest gen. Deci e un program pe care eu îl voi continua rapid după alegeri și sigur că îl voi continua în modul în care a fost parcurs până acum, fără ca oamenii să plătească cheltuielile pentru reabilitarea termică. Și cu centrala de cartier, să zicem? Am fost acum câteva zile la o mare companie care construiește centrale, mini-centrale de cartier pentru 7, 8, 10 blocuri, 20 de blocuri și așa mai departe. Și aceste centrale le exportă, din păcate, prin Canada. Prin deci o firmă românească, spuneți? O firmă românească, care este pe autostrada 1, imediat pe București-Pitești, imediat cum intri pe autostradă. Păi și unde ar fi montate? Adică, iar aceste centrale... Unde le-ați putea monta? Da. Să zicem că, bun, nu puteți să discutați direct cu firma aia, va trebui să intre, probabil ori veni și... Bineînțeles. Nu, va trebui făcut o licitație internațională, pentru că care este beneficiul? Oamenii, practic, aruncă gunoiul, îl preiau firmele de salubritate și oamenii nu primesc nimic. Iar deșeurile menajere care provin din gospodării, ele sunt folosite în aceste centrale termice de cartier, și primesc aproximativ 70% energia termică gratuită. Păi bun, și de unde le amplasați? Că problema principală în orașele noastre e terenul, da. Exproprieri sau unde stă o centrală de genul ăsta? Și pentru mine a fost de mare interes să văd cum arată o asemenea centrală și am văzut centrale mai mici, mai mari și așa mai departe. O asemenea centrală îți ocupă 30-40 de metri pătrați. Și cu o zonă de protecție de 3-4-5 metri lateral. Deci sunt foarte, foarte bune și se pretează a fi amplasate în orașele mari. În unele orașe din România am înțeles că deja au fost preluate și sunt montate. Dacă ard gunoaie, că la noi problema principală e că nu sunt sortate gunoaiele, deci pun la oaltă coși de pepene cu da. Hârtie și cu temperaturile, fostul petul da. În care era cola. Temperaturile în aceste centrale trec de 1500 de grade și topesc practic tot. Iar alte reziduri sunt colectate în cadrul centralei și doar acele se aruncă. Este un mare avantaj pentru că practic oamenii vor plăti mult mai puțin la încălzire. Dar nici pentru nu vezi chiar, mai beneficia de subvenția primăriei generale. Da, chiar deșeurile, chiar nu gunoiul pe care colect. Oamenii îl aruncă, este folosit și se întoarce în beneficiul locuitorilor. Acesta este viitorul, trebuie să
începem acest program cu încredere. Nu emană, eu știu, nu are emanație în atmosferă de gaze toxice și mai departe, pentru că au o ardere aproape complete. Acum am văzut că în schemele de Green Deal intră și gazul metan. Da. Deci, probabil că aceste centrale funcționează pe bază de metan, de gaz metan. Ele funcționează pe baza gunoiului care intră în procesul de ardere. Păi și cum îl încălzește la 1500 de lei? Îl încălzește cu gaz metan, cu o inițiere. Da. Deci s-ar preta la bani europeni și se pretează la bani asta. Europeni și sunt practic 92% sunt finanțabile prin bani europeni. Ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că este în exclusivitate un proiect de mediu, iar Comisia Europeană încurajează foarte mult, foarte mult proiectele care au ca obiectiv reducerea emisiilor de gaz. Ce alte proiecte pe bani europeni ați făcut? Ce alte proiecte pe bani europeni intenționați să faceți? Da. Pe bani europeni am făcut câteva proiecte legate de infrastructura școlară. Aici am făcut, am modernizat și mai departe și de asemenea am realizat câteva parcuri în exclusivitate cu bani europeni. Numai în cartierul Baicului. Toată amenajarea de pe zona Baicului am făcut-o cu bani europeni. Parcuri, chiar la limita sectorului 2, cu sectorul Ilfov, un parc foarte frumos la care a fost invitat și a participat și ne-am bucurat cu toții. Unul dintre marii jucători de fotbal ai lumii, Michel Platini, a fost în România, în sectorul 2, la inaugurarea acestui parc. Deci, ați făcut și doamna Ghica un parc, din păcate nu e vizitat este vorba cu de jucării, roată mare. Da. Este vorba de parcul, deveni un obiectiv turistic. Este vorba de parcul Tei, care din păcate tot sapă pe acolo și nu arată deloc bine. Eu în acel parc cu bani europeni, cu finanțare europeană, am prezentat acest proiect la Bruxelles și a fost aprobat. Și erau oameni care, investitori și primării din Italia, din Germania, din Spania și mai departe. Și noi am câștigat proiectul, iată și l-am adus în România. Este păcat că nu e folosit, este o roată foarte mare care se vede de departe, o roată mică și multe, alte încă 5 mari amplasamente pentru distracție, pentru recreere și pentru tineri, pentru copii și pentru vârstnici. Acela l-am făcut cu bani europeni. Aveam și un proiect important de promovare al lui, care să aducă aici, pentru că este spectaculos, să aducă aici cât mai mulți oameni și să dezvolte inclusiv zona de agrement și așa mai departe. Și de relaxare. Păi am văzut că lacul are acces la lac, deci ar fi fost... Este un lucru deosebit, da. Pentru că până la urmă un proiect important pentru București se va face. Și mă refer la canalul București-Dunăre. Este cam 80% este realizat. Bineînțeles că va trebui refăcută documentația pentru finalizarea lui și am văzut că și primarul general l-are ca proiect. Iar acest proiect face legătura inclusiv cu lacurile de pe râul Colentina și se poate dezvolta partea de agrement, deci și zona nautică. Deci se meargă cu iahtul până la Dunăre. Exact. Mă rog, cu barca, cu ce o fi. Exact, exact. Adică se cât poate de dezvolta... adânc, ce amber dimensiuni ar putea să aibă bărcile? Deci noi pe lacurile de pe malul râului Colentina avem, mă rog, știu foarte bine locuitorii din zonă, acolo era o zonă de pescuit, era o zonă de asemenea de agrement foarte, foarte importantă, o zonă turistică foarte importantă. Numai malurile râului Colentina au ca lungime 12 km. Iar în prezent noi am pregătit un proiect în care să realizăm pe malurile
de lac a râului Colentina, să realizăm un circuit pentru biciclete, un circuit turistic, astfel încât oamenii să aibă unde să ducă, doritorii și cei care îndrăgesc acest sport. Iertați-mă, dus întors e 20 de kilometri de... Este un lucru de drum, e o excursie adevărată. Exact, da. Și în primul rând realizăm acest circuit pentru biciclete pe malurile lacului de pe Colentina. În același timp este un proiect de mediu, pentru că acum nu arată deloc bine malurile râului, nu? Și în același timp este și un proiect de sănătate. Deci, iată, țintim și tot, avem... tot pe baza banilor europeni, da, este... Este un proiect de mediu care se finanțează exclusiv din banii europeni. Eu îl voi începe repede, că e și un proiect frumos. Adică e un proiect frumos, mulți doritori sunt cei care vor să facă... Dar oare până acum de ce nu s-a... Funcționarii primăriei nu sunt cei pe care i-ați folosit în celelalte proiecte pe care i-ați lăsat acolo? În primul rând este vorba de viziunea pe care trebuie să aibă un conducător. Cei care sunt în primărie și sunt profesioniști, sunt oameni de specialitate, dar, ca să spun așa, pornirea trebuie să o dea conducătorul. Adică trebuie să-și propună, să aibă viziune, să-și propună câteva proiecte importante, cele mai importante pentru oameni și să îi pui la treabă pe partea tehnică. Asta e cel mai important lucru. Iar eu asta voi face din prima zi când voi veni la primărie. Voi avea în vedere curățenia, pentru că sectorul nu arată deloc bine. Din păcate, a decăzut foarte mult în acești ultimi 4 ani, iar oamenii îmi cer acest lucru, să facem curățenie în sector. Voi începe reabilitarea termică a blocurilor, voi porni programul de burse școlare pe care eu îl instituisem în urmă cu câțiva ani. Erau bursele cele mai mari din România. În același timp, voi porni și un proiect important, premiul de excelență pentru cadrele didactice care au performanțe importante în educația copiilor. Copiii nu obțin performanțe doar așa, la modul simplu, și pentru că familia și cadrele didactice se implică în educarea. Am văzut chiar ieri, sau la altă ieri, în sectorul 5, Daniel Florea oferise aceste burse pentru cei din sectorul 5, pentru profesori, elevi. Este... Da, nu mi-am dat seama că nu s-au mai distribuit aceste este un lucru foarte burse în, eu le, în sectorul 2. Eu le adusesem la un quantum cel mai mare din țară, atât bursele sociale cât și bursele de merit. Erau 5-6 categorii de burse pe care le acordam, inclusiv pentru cei care participau la olimpiade naționale, internaționale și mai departe. Din păcate au redus și numărul lor, dar și cuantumul lor. Eu voi relua acest proiect imediat după alegeri. Să rămânem la aceste piste de biciclete. E un proiect inedit. De unde începe și unde se termină pista? Deci cei care nu locuiesc în zonă vor veni probabil special să... Cu siguranță că da. Se plimbe cu ce ajung acolo. Metrou. Pista va începe. Acest circuit de biciclete va începe de la lacul Fundeni, unde practic e limită cu sectorul 3 și cu județul Ilfov, și va continua pe malurile lacului Dobroiești, Plumbuita, Tei, și va face legătura în continuare cu Herăstrău. Deci sunt 12 km de circuit pentru biciclete. Deci practic vii cu metrou, să zicem, în Herăstrău, te duci până la... Vin cu metrou în Herăstrău și... Plumbuita și te întorci, cu bicicleta... Până la Plumbuita, Fundeni, Dobroiești, și te întorci foarte bine ori pe șoseaua Pantelimon, ori dacă nu se poate ieși mai departe și poți să ajungi până la Comana, pentru că iubitorii de circuite cu bicicletele mai în fiecare duminică fac acest circuit București-Comana. Iar acest circuit poate fi pentru cei care sunt
doritor, dar și iubitor. Dar fac dinspre drumul taberei, să zic. Fac și dinspre drumul taberei, dar fac și din sectorul 2, cu plecare din șoseaua Pantelimon și se duc... Exact. Bun, dar asta nu va rezolva problema traficului. Mulți se gândesc la biciclete, la trotinete, biciclete electrice, ca alternativă la mașina care stă o oră da, la asta, stop. Acest proiect... Ambuteiaj. Da. Asta nu-l va rezolva. Pentru trafic aveți soluții? Da. Pentru trafic, care este o problemă, o temă mare și grea Bucureștiului, avem două proiecte mari. Unul legat de infrastructura rutieră și iar aici cu primarul general al Capitalei voi realiza 3 pasaje la nivelul de trecere cu cale ferată. Este vorba de pasajul de la Petricani, unde este o aglomerație de fiecare dată, se intersectează cu rețeaua feroviară București-Constanța. Trec foarte multe trenuri, că trec foarte multe trenuri, lucru foarte bun. Vă referiți spre Pipera? Spre... Da. Ori noi trebuie să rezolvăm acest conflict de circulație. Acesta va fi un pasaj subteran, care va subtraversa calea ferată. De asemenea... Deci, practic, de la Mob Expert, șoseaua Fabrica de Glucoză, intri... Exact. Intri... În sub sectorul pământ, 2 spunem, și voluntari, Ilfo. Am înțeles. Și cei care vin de pe autostrada București-Ploiești sau cei care vin dinspre Fundeni, pe șosea americană, intră și subtraversează linia de trei. Cei care vin de pe autostradă pot să-și continuă drumul pe șoseaua Petricani, iar cei care se duc înspre Ilfov intră în pasaj, subtraversează calea ferată și iese în continuare în județul Ilfov. La doamna Ghica aveți în lucru acum? Aveți norocul că este un pasaj la doamna Ghica? La doamna Ghica este un pasaj a cărui documentații l-am lăsat acum vreo 10 ani. Și era absolut necesar. A făcut deci bate metro din studiile de prefezabilitate acolo. Este foarte bine că primarul general, iată, îl va finaliza în acest an. El rezolvă un conflict de circulație uriaș în această zonă, dar este și nu numai un proiect de infrastructură, este și un proiect de sănătate. În marile intersecții, cum este și pasajul de la doamna Ghica, mașinile vin, pornesc, opresc din patru direcții. Și este o zonă extrem, extrem de aglomerată, cu un trafic rutier foarte intens. Ori eliminând acest conflict de circulație de aici și prin pasajul care supra-traversează șoseaua Colentina, practic nu vom mai avea o asemenea situație. În toate marile asemenea intersecții, cum este și aceasta, dacă cineva face un studiu legat de sănătatea oamenilor și există un asemenea studiu pentru zona doamna Ghica, foarte mulți oameni sunt afectați de noxele care sunt la un nivel foarte ridicat, pentru că acolo e ca o adevărată cuvă în care se mențin toate noxele din traficul rutier. Un al doilea pasaj este vorba de pasajul de la șoseaua Andronache, care a preluat foarte mult nivel de trafic datorită faptului că șoseaua care intră în București din Voluntari este supraaglomerată și oamenii practic se duc pe o altă rețea de Wizo. Exact, sigur, și iar acolo la fel. Este aglomerație și vom realiza un pasaj. De asemenea, un alt loc care trebuie să îl rezolvăm și vom porni acest proiect cu primarul general al Capitalei, este pasajul de la bariera Baicului, de la Baicului. Acolo este gara de est, din care pleacă un număr, văd că din ce în ce mai mare de trenuri și, de asemenea, se supraaglomerează foarte mult. Apropo de gara de trenuri, știu că pare ciudat în România, care visează doar autostrăzi, doar trafic auto, dar Uniunea Europeană, țările
dezvoltate se orientează către transporturile feroviare pentru a reduce impactul de mediu, poluarea cu noxe, gazele de eșapament cu efect de seră, oxizii de azot, mă rog, o mulțime de necazuri pe care ni le aduce automobilul, tirul, transportul de marfă. Deci, în sensul ăsta, localitățile din jurul Bucureștiului nu au o rețea feroviară dezvoltată așa cum e în Occident. Te duci în suburbii, în orașele satelit, în zona metropolitană, să-i spunem, chiar dacă noi nu acceptăm că avem o zonă, avem de fapt o zonă metropolitană, te duci cu trenul, eventual cu metroul care iese la suprafață și folosește linia ferată. Eu am avut discuția acum câțiva ani la Ministerul Transporturilor, iar Ministerul are un plan urbanistic pentru dezvoltarea unei centuri feroviare a Bucureștiului. Și am discutat acest lucru având în vedere faptul că la noi în sector avem Gara de Est cu o rețea feroviară foarte dezvoltată. E zona de triaj acolo foarte importantă. Și vreau să pornim împreună, pentru că e un proiect mai mare, să pornim acest proiect împreună cu Primarul General și cu Ministerul Transporturilor pentru realizarea centurii feroviare a Bucureștiului. Poate vom reuși să finalizăm și în vreo 2 ani de zile și centura rutieră, dar centura feroviară va fi un proiect extrem de util pentru București. Asta nu necesită exproprieri, că bănuiesc că există deja șinele de tren. Da, există, rețeaua există, în cea mai mare parte este funcțională, iar planșele și proiectul ca atare de realizare acestei centuri feroviare, care putem să-i spunem oricum, metrou ușor sau centură feroviară sau pentru metrou de suprafață, transport de suprafață, el prevede folosirea rețelei existente, dar și a uneia care a fost dezafectate, dar trebuie refăcut, plecând de la gara Cățelul din sectorul 2, dar e gara Progresul, gara Cățelul, 23 august, la fostele uzine 23 august, de asemenea este un nod feroviar cu condiția important. Să nu impacteze traficul auto, pentru nu. Că... Nu, chiar nu are... Chiar nu deranjează deloc traficul auto. De asemenea, de la gara de Est, gara Băneasa, și se poate închide circuitul feroviar în jurul Bucureștiului, care poate fi de foarte, foarte mare ajutor pentru descongestionarea traficului, mai ales pietonal, uman. La Bruxelles, un tramvai merge pe centură, cum am spune, deci practic e un inel pe care îl deservește o linie de tramvai, dă o col în capitale, vrei să mergi dintr-un punct în altul, nu o iei prin centru. Exact. Dacă stai mai în periferie, așa, să zicem, de la stadionul Heysel, te urci în acel tramvai și cobori în... Da. Iar pe noi ne va ajuta foarte mult... capăt al orașului. Da. Exact. Circumferiți. Iar pe noi ne va ajuta foarte mult modul în care este dispusă și rețeaua de metrou, cum este proiectată. Pentru că dacă vorbim de centura feroviară a Bucureștiului, vedem că în drumul Taberei avem metrou, vedem de asemenea și poate să facă joncțiunea cu rețeaua feroviară, cu centura feroviară, vedem că pentru sectorul 2 vom avea magistralele 7 și 8, cea care va merge spre Pantelimon. Cea care continuă, să zicem, drumul Taberei, adică de la Eroilor ar fi trebuit să ducă până la Cora. Exact. Această rețea care se va duce până la Cora, inclusiv în orașul Pantelimon. Și de asemenea avem și magistrala care va pleca de la Bucurobor, Colentina și se va avea punct final în Voluntari. Deci ne ajută foarte mult pentru că rețeaua de metrou este dispusă radial și are joncțiune cu viitorul traseu al acestei centuri feroviare. Centuri feroviare. Va sau metrou ușor, că metro poate ușor. Lumea se gândește, are un bloc așa, să iau trenul.
Da. Când îi spun să iau metrou... Metrou ușor. Nu vedem și pe cale ferată. Supraterean. Vedem, nu, garnituri de două, două, trei garnituri de tren, rapide, frumoase, elegante. Ori, păi, așa... una trebuia să o vedem azi până la aeroport. Exact, da. Se duce, deci, de la gara de est până la aeroport, adică vă duceți cu linia, da, aceasta de metrou. Exact. Și vom avea un circuit al, al Bucureștiului, un circuit feroviar. Este un proiect important, este finanțabil din fonduri de la Uniunea Europeană și printr-o colaborare, eu vreau să colaborez cu primarul general pe toate proiectele pe care le am în sectorul 2. Și de asemenea, eu ca primar al sectorului 2 vreau să fiu un, un partener foarte bun pentru primarul general, pentru proiectele pe care le are Primăria Generală a Capitalei și care au incidență cu, cu sectorul 2. Pentru că numai pentru o colaborare foarte bună o, se pot dezvolta proiectele. O discuție importantă, ne-am axat pe proiecte, nu? Cum a cerut, da, președintele Iohannis, dar trebuie să luăm în calcul și votul politic. Cum, cum stați în sondaj? Care e situația din punct de vedere politic? Da, din acest punct de vedere, ieri m-a sunat un coleg care, mă rog, știe ce se întâmplă pe zona asta a sondajelor, cu un sondaj recent, de acum 2-3 zile, și mi-a spus, pregătește-te de pe data de 28 să te duci la primărie, ești pe, pe primul loc, ceilalți contracandidați sunt de la puțină depărtare de, de, de tine. Mă refer la candidatul, candidatul Dan Cristian Popescu și celălalt Radu Mihaiu. Deci stăm, stăm bine, stăm bine pe încrederea pe care locuitorii sectorului 2 o au în, în mine, pe dar proiectele pe care le-am făcut. Să vă găsească? La ce pagină? La ce filă? Cum? Pe buletinul de vot. Din ce voi... partea cărui, cărei, da, formațiuni? Acum trebuie să spun următorul lucru, și anume că eu sunt singurul candidat al partidelor de stânga în sectorul 2. Ceilalți sunt, sunt pe partea dreaptă. Dan Cristian Popescu a trecut el la PSD, dar el este PNL. Sau nici el nu mai știe dacă este PNL. Adică nu prea știe pe unde, pe unde, pe unde, pe ce teren joacă. Iar eu sunt singurul candidat autentic pe partea stângă, pentru că mă interesează și soarta oamenilor și viața oamenilor. Am dezvoltat proiecte să ajutăm și categoriile de, de, de oameni care o duc mai, mai greu, mai familii mai sărace, cu mulți copii și așa mai departe. Și vreau ca aceste proiecte să, să, să le continui, să ajutăm oamenii. Iar și pe ceilalți care au dificultăți în aș duce viața de la, de la zi la zi, aceste proiecte sociale chiar vreau să le, să le continui. Deci avem o poziție bună, sunt pe, la numărul 15 pe buletinul de vot, și îndemn pe locuitorii sectorului 2 să vină la vot, e cel mai important lucru, să-și exprimă odată la 4 ani dreptul fundamental pe care îl are. Deci fiecare. Dacă prezența ar fi bună, vă avantajează? Cred că în sectorul 2 prezența va fi bună. Eu observ din întâlniri pe care le am în fiecare zi în sector, mă întâlnesc cu oamenii în fiecare zi, și mi-au promis, toți spun, domnule, venim la vot pentru că vrem să reluăm proiectele pe care le-a făcut domnule primar. Acum, zice, parcă au venit turcii, au pârjolit tot, n-au mai făcut nimic. Nu mi-ați spus, deci, poziția 15 la pe buletinul ce siglă? Cu, noi suntem, eu sunt într-o alianță a Partidului ADER cu Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal. Deci vom, voi fi sub această siglă, Partidul ADER și Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal. Bine, sigur că la, la alegerile locale important este, este omul, este candidatul, dar... Importantă și sigla. Să, să iar orienteze. Cele două sigle chiar sunt importante, pentru că fiecare dintre ele exprimă vocația noastră socială. Adică noi suntem reprezentanții a proiectelor sociale, a proiectelor de dezvoltare, a proiectelor de educație, a proiectelor legate de, de, de sănătate. Ambele, ambele partide, și Partidul ADER și Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal,
Avem, vă crește pragul. Da, la alianțe pragul este mai mare. Pragul este mai mare, dar noi nu ne referim la prag. Că vrem să mergeți la victorie. Mergeți la victorie, vrem să avem la 50%, 50 ceva la sută din votul electoratului sectorului 2. În, eu știu, jumătate de an, un an, această criză pandemică va trece. Turismul, Horeca, această zonă poate genera la rândul ei creștere pentru București. Aici eu mă mir că nu au continuat proiectele de exploatare a centrului istoric. Avem, nu știu, în alte țări fiecare străduță din asta fără zgârie-nori, fără blocuri, fără birouri, este exploatată cu terase, cafenele, săl de teatru și la noi nimic. Am văzut ceva pe la Piața Sfântul Ștefan, așa doi, trei investitori, să le spunem. În jurul Foișorului de Foc nimic. Vorba aia, ai și tu un monument, simbol. N-ai Tur Eiffel, n-ai Poarta Brandenburg, dar uite că a rămas Foișorul de Foc. Așa este. Nu l-au făcut centru de birouri. Da, a rămas în continuare. Nu l-au demolat să facă noi ca oraș trebuie să dezvoltăm asemenea centre care până la urmă dau identitate orașului respectiv. Din fericire avem în sectorul 2 mai multe zone și zona Mântuleasa, o zonă cu care atunci când te duci pe străduțele respective parcă ești în perioada interbelică. Armenească. Așa de frumoase sunt. Armenească, cu monumentele care exact. Sunt în zonă. Și nu numai. Dar aici este și zona Maior Coravu, cu foarte multe străzi care sunt cu case din perioada interbelică, dar în zona Mântuleasa, aici centrul poate cel mai puternic, o infrastructură locativă care exprimă o anumită perioadă. Înțelegi, le folosim la locuit. Nici... Aici, exact. Dar și aici s-au dezvoltat câteva semne bune, ca să spun așa, dar trebuie să noi, ca administrație locală, ca primărie, să sprijinim dezvoltarea unei zone culturale foarte importante, că infrastructura există. Și doate să încurajăm pe cei care sunt în zonă să dezvolte. Tocmai ați fost în Istanbul, poate, turnul Galata. Da. Nu e cu nimic diferit Foișorul de Foc. Așa este. Bun, acolo au făcut cafenea în vârful turnului, tocmai pentru a-l exploata turistic. La noi, cred că ar fi considerat un sacrilegiu, dar măcar în jurul lui să ai o zonă pietonală, cafenele, nu știu, să faci... Iar mai ales în zilele de duminică, nu? În aceste zone pot fi alocate pentru diverse proiecte culturale importante. Exact, se închide circulația, exact, nu da. Trec pe unele camioane. Care nu deranjează pietonii ca atare. Dar sunt multe asemenea zone care și noi le avem în proiect să le dezvoltăm, să potențăm centru istoric valoarea 2, lor. În sectorul 2. Da, un al doilea centru istoric va fi în sectorul 2, pentru că are o infrastructură adecvată. Și are moșilor aceste, partea exact, veche. Partea veche. Și are aceste simboluri ale unei perioade foarte frumoase, a perioadei interbelice. Am observat după Revoluție principala alee comercială, nu știu cum să-i spun, principalul vad comercial a fost Calea Moșilor, partea nouă, la parterul blocurilor. Atunci vrei să cumperi ceva, te duceai pe Calea Moșilor. N-a fost rău. Față, de exemplu, Bulevardul Unirii, care da, nu a rămas așa a rămas... între... Da. Ei, acum, în partea veche a Căii Moșilor, în zona istorică, s-ar putea, poate s-ar putea face ceva, sunt clădiri nerenovate, am mai făcut primăria generală niște consolidări pe aici pe acolo.
În partea comercială trebuie să continuăm din partea nouă, să spun așa, a Căii Moșilor, care are o zonă consolidată, comercială, modernă. Cu ceea ce vrem să facem pe Calea Moșilor, partea veche. Acolo este Hanul Solacolo, celebru în București. Acolo veneau trăsurile, acolo veneau, era un adevărat han. Ce este important în orașul. Magnet pentru turiști. Exact. Din păcate mai sunt niște proprietari acolo care, mă rog, cred că nu au bani să investească, dar eu cred că printr-un proiect de dezvoltare urbană cu finanțare europeană putem să ajutăm și acei oameni care sunt acolo să redăm, nu, funcționalității aceste locuri cu case foarte frumoase, care, repet, ele sunt degradate acum în mare parte, dar ele pot fi refăcute să-și păstreze arhitectura actuală, iar aceea poate deveni la fel o zonă de turism, o zonă pentru Horeca, o zonă de dezvoltare foarte importantă pe acest domeniu. Am văzut că spre magazinul Junior, actualmente Curtea de Apel, se tot ridică building-uri, zgârie nori. Chiar unul este pe colț înspre această zonă istorică, spre Biserica Sfântul Mina. Nu știu cum acolo în sectorul 3. E sectorul 3 și face parte dintr-o zonă protejată pentru care autoritățile care dau autorizații, liberează autorizații... Ministerul Culturii. Ministerul, cu viza Ministerului Culturii. Dar zona veche a Căii Moșilor, noi trebuie să o păstrăm cu arhitectura pe care o are și trebuie să o dăm, să o redăm zonelor comerciale cu tradiții frumoase. Dacă mai aveți alt proiect, un mesaj pentru alegătorii noastre, vă rog să le spuneți. Eu am mare încredere că, începând cu 27 septembrie, după alegeri, împreună cu echipa mea, că am o echipă foarte bună de specialiști cu care lucrez și în prezent, vom reporni toate aceste proiecte. Au fost 4 ani de zile, din păcate, pierduți pentru sectorul 2, iar oamenii, sigur că nu-și mai doresc acest lucru. Vrem să redăm viața sectorului 2, vrem să începem proiectele pe care noi le-am făcut, să finalizăm reabilitarea termică, să facem să avem un sector curat, să avem unități de învățământ la cel mai înalt nivel, să repunem în funcțiune toate fântânile de mare adâncime pe care le făcusem, 20 de fântâni de mare adâncime, de unde oamenii își luau apa gratuit. Vă referiți în zona de case? Nu. În tot sectorul făcusem 20 de fântâni de mare adâncime, cam la 200 de metri, până la pânza freatică, din care oamenii luau gratuit apă potabilă de cea mai bună calitate. Da, vreau să reînființăm, să redăm din nou circuitului pentru care a fost făcut Centrul Sfântul Pantelimon. La acel Centru Sfântul Pantelimon organizam cursuri de limbi străine, de informatică, pentru seniori, pentru tineri. Erau mii de elevi. E o zonă în care aveam de asemenea cabinete pentru fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, pentru locuitorii sectorului 2 și multe alte asemenea proiecte pe care le organizam în acest centru. Niște clădiri, un ansamblu de clădiri, un ansamblu mare de clădiri în care organizam asemenea proiecte de educație, de recreere, de recuperare medicală pentru locuitorii sectorului 2. Mai aveam pe lângă acesta încă 6 asemenea centre, și al lui Calderon și multe altele. Ceaușescu era deputat, cum ar veni, din sectorul 2, acolo era circumscripția lui. S-a mai schimbat lucrurile pentru că și sectoarele Bucureștiului s-au reconfigurat. Exact. O parte din sectorul 2 a luat sectorul 3, o parte din sectorul 3 a preluat sectorul 2, dar el mergea de regulă la uzinile 23 august, acolo și la Republica.
Bun, vă mulțumesc. Nu, mă gândeam că dacă e așa, ar trebui poate și un pic de activitate industrială. Nu se mai vorbește în București de zona asta, adică tot ce merge pe birouri, Horeca, administrație, da, telecomunicații, firme, industriile, exact, despre un parc industrial. Iată, deci pentru firmele acestea de soft, de IT, de exact, telefonie, aveți aici, aici în această zonă proiect? Vrem să sprijinim aceste industrii, pentru că sunt industrii de vârf, sunt foarte profitabile, angajează forță de muncă și de asemenea produc profit care vine atât la bugetul național cât și la bugetele locale. Deci e o sursă importantă de venituri. Vă mulțumesc mult, vă urez mult succes, să ne vedem după 27 și neapărat să ne plimbăm pe acea pistă de biciclete cu siguranță de 12 km. Mulțumesc, la revedere!